Clădirea centrului de permanență din Sein are nevoie de reabilitare, iar conducerea primăriei spune că își dorește să utilizeze unitatea medicală cu aparatură nouă pentru a scuti populația de drumuri la spitalele din Baia Mare. În acest sens, este necesară o sursă de finanțare pentru astfel de investiții, mai ales în contextul pandemiei. Atrage atenția Gabriela Tulbure, edilul orașului. Centrele de permanență sunt foarte importante, deoarece degrevează spitalele de urgență. Gândiți-vă că orașul Sein este la 29 de kilometri de cea mai mare unitate spitalicească de urgență și are mare nevoie de acest centru de permanență. Și am dorit să existe o axă de finanțare prin care se poate dota și reabilita aceste centre pentru a degreva, așa cum am spus, spitalele din zonă sau spitalele de urgență din zonă, pentru că vedeți că în actualul context al pandemiei cu COVID-19 este foarte important acest lucru. În momentul de față, în Sein există un centru de permanență care funcționează în apropierea substației de ambulanță și a clădirii unde se află cabinetele medicilor de familie. Chiar dacă sunt necesare lucrări de modernizare, populația apelează la serviciile medicale de aici. La centrul de permanență din Sein ar fi nevoie de o clădire nouă, o clădire pe care să o putem reabilita, pentru că avem acolo în imediata vecinătate o clădire care se pretează a fi reabilitată, deoarece acolo avem și substația de ambulanță și cabinetele medicilor de familie și un laborator de analize medicale. Și ne-am dorit tare mult să fie un centru de permanență care să fie dotat cu aparatură medicală pentru anumite investigații care țin de urgență, astfel încât lumea să nu fie nevoită să meargă 29 de kilometri sau să apeleze la serviciile stației de ambulanță. Medicii de familie care activează în cadrul centrului de permanență reușesc să facă față solicitărilor, însă adresabilitatea a crescut considerabil odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus. Mulți pacienți evită să meargă la Baia Mare de frică să nu se infecteze cu noul coronavirus și preferă să apeleze la serviciile medicale de aici.